Un om informat este un om puternic, se spune, dar un om informat își garantează și o vacanță reușită, sunt de părere agenții de turism. Pentru a petrece sejururi fără incidente, mai ales în afara țării, e bine să știm în detaliu unde mergem și ce neplăceri putem întâmpina. Specialiștii în turism spun că cel mai des apar probleme din cauza nedeclarării copiilor care participă la călătorie sau la ședere. E bine ca în momentul în care se fac rezervările la hoteluri să fie declarați toți copiii care urmează să participe în vacanța respectivă, indiferent de vârstă. Hotelierii de anul acesta și în România vor cere certificatul de naștere a copiilor pentru cei care n-au împlinit încă 14 ani și peste 14 ani, evident, trebuie să se prezinte cu buletinul. În momentul în care vor ajunge în străinătate, vor cere cei de la hotel toate pașapoartele copiilor și buletinele de identitate sau pașaportul în funcție de destinația adulților. Asigurarea de sănătate poate ridica și ea probleme dacă nu cunoaștem toate regulile de utilizare a acesteia. Agenții de turism ne informează, trebuie doar să fim atenți la ce ne spun. Și asigurările acestea de sănătate se încheie pentru cei care merg în afară, în vacanță, sunt opționale, noi le recomandăm tuturor să și le facă. Și în momentul în care se produce un incident în care se poate utiliza asigurarea respectivă, turiștii au obligația de a anunța asiguratorul în maxim 24 de ore de la producerea incidentului, pentru că după trecerea celor 24 de ore, asiguratorul nu mai ia în calcul incidentul respectiv și deci nu o să mai despăgubească pe nimeni. Locul unde parcăm mașina este un alt capitol la care putem da greș dacă nu suntem atenți. Nu doar că putem ajunge să plătim amenzi usturătoare, dar riscăm să ne trezim fără mașină. Turiștii trebuie să aibă foarte mare grijă unde își parchează mașinile, în primul rând. Aici mă refer la turiștii care preferă vacanțele cu transport individual. Oriunde s-ar duce, indiferent în România, Bulgaria, Grecia, acestea sunt țările cele mai apropiate pentru noi, e bine să urmărească locurile de parcare și să își parcheze mașinile exclusiv în locuri de parcare și nu în zone interzise, pentru că riscă să li se ridice mașinile și să le provoace diferite neplăceri până când și le recuperează. Turiștilor li se mai recomandă ca înainte de plecare să verifice starea vremii pentru destinație, modalități de plată pentru servicii, dar și să se asigure că știu cu cine trebuie să ia legătura în cazul în care întâmpină probleme.